moderator și oponent. Eu, Bibul Iuliana, doresc să prezint programul elaborat de grupa de inițiativă cu denumirea Real. Responsabil ești de apa localității, cu deviza investim în apă, investim în sănătate, investim în viitor. Ce simbolizează componentele emblemei noastre? Stropii sunt apa care este viața noastră, mâinile, datoria de a obroti, viitorul, râul viitorul nostru prosper. Asigurarea cu apă potabilă considerăm o problemă de cele mai importante. Da, recunoaștem. Avem multe probleme importante de rezolvat în satul natal, dar pentru a le rezolva avem nevoie de oameni sănătoși și deștepți. Și ca oamenii să fie sănătoși, să gândească, să acționeze, ne trebuie în primul rând aer și apă. Pentru om, apa este bogăția naturală mai prețioasă decât celelalte resurse, iar fiind singura sursă care nu poate fi înlocuită nimic în lume. Fără hrană, omul ar putea supraviețui vreo 50 zile, condiția de a consuma apă. Fără apă, nu ar putea supraviețui nici măcar o săptămână. Abordând această problemă, am făcut o excursie prin sat și am văzut care este starea fântânilor, deoarece sunt sursa principală ce ne asigură cu apă. Părere de rău, avem fântâni ce nu prea corespund standardelor de păstrare, le avem anexate de la nou. Și ne doare sufletul, pentru că ele, pătrund, respers, sărul, microbi, diverse îngrășăminte și în final tot noi le consumăm. Să avem și fântâni cu care ne mândrim. Le mulțumesc de suflet acestor gospodari, de ce la sănătatea lor, cât și a vecinilor. Prin urmare, ideea noastră a fost să începem cu zborul numărul 1. Așteptăm întrebarea de ce anume acest zbor, pentru că o vorbă populară spune, gospodarul se cunoaște de la poartă. Iar acest zboraș este într-adevăr ca o carte de vizită a cenacului, un izvor cu apă curată folosită în prepararea bucatelor la cantina școlară. O sursă ce o consumă mai mult de jumătate din populația satului pentru toate necesitățile. Apa este consumată chiar și de locuitorii altor sate și orașe, ca și Mișlia și Chișinău. Prin urmare, sfătuindu-ne cu secară Iacob, persoana ce îngrijește acest zbor, Strogoceanu Elena, coordonator medical și Buhai Ion, medic, consultându-ne ne-au vorbit despre efecte negative ale activităților umane, accesul liber al animalilor, riscul de poluare a apelor. Zborului, calitatea care îl prezent fiind una din cele mai bune pe teritoriul satului. Ne impune a renova și a menaja, a-l îngrădi și înverzi, a-l transforma într-un loc de ocrotire a mediului. Ce ne-am propus noi? În primul rând, activitățile ce deja am început cu echipa. Lichidarea gunoișilor din jurul zborașului și instalarea unei lăzi de gunoi. Înverzirea teritoriului cu arbuge liliac și coacă râneagă. Pomi fructiferi dăruiți de populația satului. Clumpe cu alele, narcii și alte flori, semințele sfântărute de domnii Vasile Popovski și Iulia Baci. Măsurile sfântărute ne vor costa mai puțin, să avem frumuse măsuri ce necesită și câteva cheltuieli, ca iluminarea zborului, instalarea 2 mese și 4 scaune. Soluționarea acestei probleme o găsim în acumulare de la agenții economici și de la populație, surse pănești pentru a procura material pentru confecționarea obiectelor sus numite. La iluminare ne ajută consilierii de frunce cu primarul Popescu Iuri. Ne-am propus ca scop finalizarea acestui proiect Real la sfârșitul lunii aprilie. Și realizarea acestui proiect va fi în favoarea atât a ecosistemului cât și a populației și model de educație ecologică pentru ele. Și deoarece suntem o echipă tineră și gândim la viitor, avem deja un proiect ce tinde să înaintăm administrație publice locale. Și dacă îl acceptă, preconizăm că să luăm și o mini-linie de împutinire a apei gazoase cu numele de izvoraș, apă de cenac, pentru a servi turiștii ce vor vizita localitatea. Acesta a fost programul grupului de inițiativă Real, care acționează proiecte ce sunt reale